premieră la Spitalul Universitar de Urgență București. Cadrele medicale au reușit o înlocuire valvulară aortică complet endoscopică. Un bărbat în vârstă de 67 de ani, diagnosticat cu stenoză valvulară aortică, a fost supus acestei intervenții, care reprezintă o premieră națională. Înlocuire valvulară aortică realizată complet endoscopic printr-o incizie de numai 3 cm. Intervenția făcută nu m-a afectat cu nimic, chiar am putut să merg singur, cu picioare. Intervenția a fost realizată de o echipă de chirurgi cardiovasculari de la Spitalul Universitar de Urgență București, coordonată de conferențiar universitar dr. Cătălin Badiu. Operația a fost un succes, iar pacientul a fost externat.